Triana la Europa FM, 9 și 9 minute. Bună dimineața, prieteni! Suntem în deșteptarea arena lui Cătălin Tolontan în această dimineață. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Bună dimineața! În 9 din 10 situații în care discutăm împreună la radio, criticăm, pe bună dreptate, spunem noi, autoritățile. Guvernul, autoritățile locale, primăriile, managerii de spital... Sigur, mai există și acea una din 10 când nu facem asta, când mă oprește de fiecare dată să mai ies din politică sau din administrația publică, Luca, și îmi zice, hai să nu mai salvăm țara, hai să amintim oamenilor ce e țara. Știți, una dintre cele mai frumoase definiții în legătură cu țara, ce e țara, vine din fotbal și Luca o știe sigur, tot timpul o pomenește și el, a introdus în România Radu Cosașu, care spune așa: țara este colecția pozelor jucătorilor din echipa națională pe care le ții în clasoare de când ești mic. Adevărat. E adevărat, da. Și Luca, e foarte frumos. Luca deține pe frigider. Le-am din 94, ultimele anul, din 98. Astăzi este, însă, suntem cumva într-unul din 10 cazuri, pentru că nu vom discuta despre ceva rău pe care l-au făcut autoritățile. Da, nu. Aș vrea să remarcăm că ai început cu o scuză de un minut jumate, de fapt, știi? Da. O laudă, ca să vezi cât de condiționați suntem. Scuzați-ne că nu vom critica autoritățile. Da, pentru că ele sunt prada ușoară și pentru că atunci când le criticăm pe ele, simțim cum crește adrenalina publicului. Da. Când se întâmplă altfel, ca astăzi, ca să ajung în sfârșit la știre, știrea este următoarea. Medicamentul contra COVID-ului, care are efecte discutabile, el nu se folosește în foarte multe țările lumii, se numește Favipiravir. Da. Nu a fost introdus în România, nu a fost produs în România, nu pentru că autoritățile s-au opus, așa cum a declarat acum câteva zile șeful Terapia Cluj, Dragoș Damian, ci pentru că el nu a trimis către autorități cererea de aprobare și a renunțat el, ca manager, la fabricarea acestui medicament. Acum câteva zile, de ce apare știrea asta? Pentru că acum câteva zile, dacă aveam rubrica acum câteva zile, autoritățile erau cele tăvălite. În sensul următor, Dragoș Damian a declarat pentru Libertatea, în mai multe discuții pe care le-a avut, inclusiv pe SMS-uri colegii mei, că autoritățile române, printre alte multe lucruri rele pe care le-au făcut, indiscutabile, da, e clar, performanța noastră de guvernare este îngrozitoare. Suntem acolo unde suntem, în privința deceselor și bolilor grave, nu doar COVID. Deci, printre multe lucruri rele a fost faptul că nu au aprobat ceea ce el a cerut de mai multe ori. Și ne-a și spus, a cerut în primăvară, la început, în... aprilie-mai și apoi am mai cerut încă o dată în iunie să se producă Dumnezeului acest medicament și în România, care el nu folosește la cazuri grave, dar poate fi folosit, susține el, la cazuri mai puțin grave. Noi am sunat la Agenția Națională a Medicamentului și i-am întrebat unde este cererea celor de la terapia și care sunt motivele pentru care ați aprobat-o sau n-ați aprobat-o. Oamenii de la agenție au spus, nu găsim această cerere. Noi am publicat declarațiile celor de la terapie, am publicat și ce spuneau cei de la Agenția Medicamentului și ne-am ținut de caz, pentru că părea ciudat totuși că nu se găsește o cerere trimisă de la o fabrică foarte mare. Terapia este partea unei corporații indiene imense. Una dintre cele mai mari corporații farma din lume este proprietarul fabricii Terapia din Cluj. Adică nu vorbim despre o oarecare fabrică. O fabrică care are standarde, face medicamente bune. Nu se găsea hârtia pentru că nu există hârtia. Și astăzi noi publicăm în Libertatea documentul prin care Dragoș Damian se scuză în fața autorităților din România, evident, din vina pe jurnaliști ca de obicei, de asta nu e nicio problemă, face parte din regula jocului, că de fapt el nu a vrut să spună asta, că a trimis doar la guvern o cerere la Ministerul Sănătății, scuzați-mă, o cerere, dar n-a trimis unde trebuia să trimită, de fapt, și acolo unde a spus că a trimis. Toată discuția asta, care pare foarte complicată, de fapt, nu este complicată. Statul, într-un fel sau altul, suntem noi. Calitatea, competența și integritatea actului de guvernare, în final, ne afectează decisiv viața. E normal, e firesc să criticăm statul atunci când greșește, în același timp,
când corporațiile vor să profite de pe urma statului, să-și facă imagine ele, managerilor, sau să forțeze statul să cumpere niște medicamente care nu sunt utile, de asemenea lucrul ăsta trebuie spus publicului, pentru ca oamenii să fie în cunoștință de cauză. Da, e chiar mai mult de atât, că toată povestea asta cu terapia Cluj, care cere salvarea românilor în timp ce statul se opune, a fost preluată imediat de niște politicieni irresponsabili și istericoizi, ca să zic așa, care au un discurs împotriva autorităților super vehement în perioada asta de mare tensiune, discurs care, mă rog, le asigură o anumită popularitate. Ei din asta trăiesc. Oamenii sunt folosiți prin aceste discursuri de către niște politicieni fără scrupule. Dar o să mai treacă niște timp până oamenii își vor da seama. Deci, cred Eu că... Mă bucur, Vlad, că am apucat să vorbim astăzi despre asta aici, pentru că tot timpul noi bagatelizăm serviciul public. Îi numim bugetari pe toți oamenii și, de fapt, nu bugetari, îi numim oameni care stau în birouri, pe toți cei care sunt plătiți de stat și fac serviciu public, uitând că acolo sunt și medici, și profesori, și pompieri, și oamenii ăștia de la Agenția Medicamentului, care de data asta n-au greșit ei niciun fel, dar, din potrivă, ei au spus adevărul și cel de la terapia Cluj, șeful terapia Cluj, este cel care n-a spus adevărul, pentru că, totuși, dacă vom lăsa la infinit implicarea pe mâna altora, vom avea în continuare un stat slab și corupt, așa cum, din păcate, în bună parte este acum. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan, pentru prezența în Deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.